Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorului de viață, vino să lăjduiește-te întru noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâni, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pre noi, Doamne, miluiește-ne pre noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pre noi, că Tu Tine-a nădăjduit, nu Te mânea pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeu nostru, noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, prea binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim noi cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-a făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și s-a de la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, ceea ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care le-a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Alesule, mire al sufletelor și al inimilor, făcându-te om și muri pe cruce, Te-ai luat.
iată mă apropii de dumnezeiasca ta cină și cu tremurat de măreția ei strig către tine, Iisuse, Dumnezeul inimii mele, vino și te unește cu mine în veci. Văzându-te prorocul Isaia în cer pe scaun înalt și măreț și stând cu înfricoșare, a strigat: vai mie, că sunt pierdut, sunt om cu buze necurate. Înger, ai trimis să curețe gura lui cu cărbune aprins de pe jertfelnicul ceresc. Cum dar voi îndrăzni eu cel pângări cu sufletul și cu trupul să mă apropii de împărtășirea dumnezeieștilor tale taine? De nu mă vei curăți chiar tu, Mântuitorul meu, pentru aceasta din adâncul inimii mele strig către tine. Iisuse preandurate, atinge-te cu focul dragostei tale de buzele mele cele necurate. Iisuse, arde spinii multelor mele păcate. Iisuse, inimă curată, zidește întru mine și tu drept, înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Iisuse, scoate din temniță păcătosul meu suflet. Iisuse, șterge gândurile mele cele necurate. Iisuse, șterge obiceiurile mele cele rele. Iisuse, întărește pașii mei pe calea ta. Iisuse, Dumnezeu inimii mele, vino și te unește cu mine în veci. Iisuse, Dumnezeu inimii mele, vino și te unește cu mine în veci. Dorind să mănânci cu ucenicii tăi ultimul paști înaintea patimilor tale, ca să le dai ultima și cea mai mare dovadă a dragostei tale, ai trimis cu 2 zile înainte pe 2 dintre ei la Ierusalim să-l pregătească, învățându-ne astfel ca și noi să ne pregătim cum se cuvine pentru a mânca dumnezeiasca Pască, adică sfânt trupul și sfânt sângele tău. Pentru aceasta cu mulțumire strigăm ție: aliluia, aliluia. Scoate-ți încălțămintea din picioarele tale, că locul pe care calci este sfânt. I s-a spus lui Moise din rugul care ardea, dar nu se mistuia, din cauza nevăzutei tale prezențe. Potirul cu prea curat trupul tău și prea scump sângele tău este cu adevărat mai sfânt decât rugul cel nears, iar eu cel necurat, vândut păcatelor, cel ce nu sunt decât țărână, cu credință și cu smerenie stricție. Iisuse, atotitorule, dezbracă-mă de omul cel vechi și de toate nelegiuirile lui. Iisuse, omoară sămânța răului care se ascunde întru mine. Iisuse,
se rupe lanțurile păcatului cu care m-a legat vrăjmașul. Iisuse, dă-mi inimă smerită și duc de pocăință. Iisuse, scapă-mă din ispitirea și de amăgirea celui rău. Iisuse, întărește-mă în credință și în dragostea către Tine. Iisuse, Dumnezeu inimii mele, vino și Te unește cu mine în veci. Iisuse, Dumnezeul inimii mele, vino și Te unește cu mine în veci. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit, le-ai zis evreilor, eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta, viu va fi în veci. Iar pâinea pe care o voi da pentru viața lumii este trupul meu. Așa le-ai spus iudeilor care veneau la tine și cereau semn ca mana cea din cer din vremea lui Moise, iar noi cei ce am auzit și am văzut împlinindu-se cele făgăduite, cu frică strigăm, aliluia, aliluia. Sculându-te de la cină, cum arată dumnezeiescul evanghelist Ioan, te-ai dezbrăcat de haine și luând un ștergar te-ai încins cu el și ai spălat picioarele ucenicilor tăi, învățându-ne prin aceasta să nu ne apropiem de sfânta împărtășanie fără să ne curățim de păcatele noastre cu lacrimile pocăinței, având trebuință să fiu curățit cu sfintele Tale taine, dar lipsit de pocăință în inima mea cea împietrită, cu Sfântul Apostol Petru, strig Ție. Iisuse, prea bunule, spală-mi nu numai picioarele, ci și mâinile și capul. Iisuse, dă-mi să-mi văd adâncul păcatelor mele. Iisuse, deschide izvor de pocăință sufletului meu. Iisuse, moaie-mi inima cu roa milostivirii Tale. Iisuse, îngrădește-mă cu frica judecății Tale și a chinurilor celor veșnice. Iisuse, deșteaptă conștiința mea, cea adormită și întărește glasul ei. Iisuse, Dumnezeu inimii mele, vino și Te unește cu mine în veci. Iisuse, Dumnezeu inimii mele, vino și Te unește cu mine. Sau nu acesta este Iisus, fiul lui Iosif, și nu știm noi pe tatăl său și pe mama sa, cum spune el, dar acum am pogorât din cer, sau cum poate acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Ziceau iudeii între ei, auzindu-i mitoarea făgăduință, că Te vei da hrană celor credincioși, dar inimile lor împietrite nu i-au lăsat să creadă cu smerenie și simplitate și să strige Ție, aliluia, aliluia. Dacă nu veți mânca trupul Fiului Omului și nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață întru voi.
le-ai spus iudeilor, zăvazniși la credință, și cuvântul acesta li s-a părut greu de auzit chiar unora dintre ucenicii tăi, care nu cunoșteau încă tainele împărăției lui Dumnezeu. Dar noi, luminați de taina Evangheliei și de lumina ei, cu fața descoperită privind slava ta, cea dumnezeiască cu credință și cu dragoste strigăm ție, Iisuse, tu le poți toate cu mărirea și puterea slavei tale. Iisuse, tu faci și împlinești mai mult decât poate mintea noastră să priceapă. Iisuse, tu ai trimis mană din cer ca zăloc pentru adevărata taină. Iisuse, apa din stâncă ai făcut să țâșnească preînchipuind această taină. Iisuse, tu le-ai trimis în pustie iudeilor frămânți un nor de prepelițe pentru hrană. Iisuse, în fața ochilor necredincioșilor iudei, ai săturat 5.000 de oameni cu 5 pâini. Iisuse, Dumnezeu inimii mele, vino și te unește cu mine în veci. Iisuse, Dumnezeu inimii mele, vino și te unește cu mine în veci. Luând pâinea și binecuvântând, ai frânt și dând ucenicilor, ai zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi dându-le paharul, le-ai zis, beți dintr-o acesta tot. Acesta este sângele meu, al legii celei noi, care le pentru voi și pentru mulți se varsă, spre iertarea păcatelor. Ascultând de dumnezeiescu și prea blândul glas, mulțumim Domnului strigându-i aliluia, aliluia. Mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne întru mine și eu întru el. Acela are viață veșnică și eu îl voi învia pe el în ziua cea de apoi, pentru viața și bunătățile cerești, căutând să mă învrednicesc de această înviere, de viața ta cea mult dorită, strig din adânc cu sufletul lui, Iisuse, apropie-te de cei ce caută se uni cu tine. Iisuse, intră în mine, în cele din lăuntru ale mele, în oasele mele și în toate ființa mea. Iisuse, fii lumina întunecatei mele minți. Iisuse, umple adânc cu mele, pe care toată lumea nu-l poate acoperi. Iisuse, deșteaptă glasul conștiinței mele. Iisuse, întărește și călăuzește voința mea. Iisuse, Dumnezeu inimii mele, vino și te unește cu mine în veci. Iisuse, Dumnezeu inimii mele, și te unește cu mine în veci. Adevărat, adevărat zic vouă, că unul dintre voi mă va vinde. Ai spus cu durere ucenicilor tăi la cina cea de taină, și fiecare din cei ce erau curați de acest gând se întreba, nu cumva sunt eu, Doamne?
arătând prin aceasta dând cu smerenie cele înțelegătoare, sunt eu oare la fel de curat? Ce voi răspunde? Da, eu, Doamne, care te vând de 7 ori pe zi, dar ca să nu mă îndepărtez cu totul de tine, te rog, Iisuse, păzește-mă, că-ți ies mulțumesc strigând, Aliluia, Aliluia. Precum lădița nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu va rămâne în viță, tot așa nici voi, dacă nu rămâneți într-un mine, cel ce rămâne în mine și eu în el, aduce roadă multă. Așa i-ai învățat-o, Doamne, pe ucenicii tăi prea iubiți, în drum spre Ghesimani, luând aminte la aceasta și cunoscând neputința firii lipsite de harul tău, ție mă rog cu stăruință, Iisuse, prin care toate s-au făcut, răsădește-mă în grădina ta cea de viață dătătoare, Iisuse, viața cea adevărată, altoiește-mă ca pe o mlădiță sălbatică, Iisuse, rădăcina cea vie, umple-mă cu seva vieții veșnice. Iisuse, biruitorul morții, curățește-mă pe mine de tot ce s-a uscat din cauza arșiței patimilor mele. Iisuse, izvorul bunătăților, înfrumusețează-mă cu florile bunelor simțiri. Iisuse, cel bogat milostivire, dăruiește-mi roadele pocăințe cele adevărate și viață dreaptă. Iisuse, Dumnezeu inimii mele, vino și te unește cu mine în veci. Iisuse, Dumnezeu inimii mele, vino și te unește cu mine în veci. Iisuse, Dumnezeu inimii mele, vino și te unește cu mine în veci. Doamne, cine este cel ce te va vinde? Te-a întrebat ucenicul care era rezemat pe pieptul tău. Acela este, i-ai răspuns, căruia eu întingând bucățica de pâine, eu voi da. Și întingând bucățica ai dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanu, îndemnându-l astfel la pocăință, dar acesta, privind de Duhul răutății, n-a vrut să înțeleagă glasul și iubirea învățătorului și a Domnului său. Scapă-mă cu harul tău de răutatea inimii mele, ca să strig ție pururea, Aliluia, Aliluia. Tu, cel plin de milă pentru neamul omenesc cel slăbănogit, ai voit a ne da nou prea curatul tău trup și scumpul tău sânge, sub forma pâinii și a vinului, minunându-mă de milostivirea și de înțelepciunea ta, mulțumire stricție, cântare de laudă. Iisuse, Tu cu iubirea de oameni și cu înțelepciune săvârșești toată lucrarea mântuirii noastre. Iisuse, Tu ai rânduit sfintele taine ale mântuirii după măsura slăbiciunii îngerești și a simțirii noastre. Iisuse, pentru
celor ce se îndoiau, tacina cea de taină ai descoperit. Sub forma pâinii și a vinului, însuși prea curat trupul tău și prea scump sângele tău, Iisuse, tu le-ai arătat slujitorilor venici ai Sfântului altar, pe Duhul Sfânt coborând pentru prefacerea darurilor. Iisuse, tu trimiți pe îngerii tăi de față la săvârșirea dumnezeștilor slujbe. Iisuse, prin minunile arătate la Sfânta Liturghie, ai întors la credință pe mulți credincioși. Iisuse, Dumnezeu inimii mele, vino și te unește cu mine în veci. Iisuse, Dumnezeu inimii mele, vino și te unește. După ce vânzător a luat bucățica de pâine pe care tu i-ai dat-o, a intrat Satana în el, o cumplită pedeapsă pentru necredința lui. A aflat pierzarea și moartea în ceea ce trebuia să-i aducă mântuirea. În fața acestei judecăți, o, drepturile stăpân, cu iubire, cu frică și cu cutremur, strigăm Aliluia, Aliluia. Aceasta s-o face spre pomenirea mea, ai spus ucenicilor tăi, la cina cea de taină, dându-le trupul tău sub forma pâinii și sângele tău sub forma vinului. De aceea, de câte ori mâncăm pâinea aceasta și bem acest pahar, moartea ta o vestim după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, aducându-mi aminte acum de patimile tale, cu smerită iubire stricție. Iisuse, tu ai vrut să dai pe mâna vrăjmașilor tăi, pentru mântuirea lumii să te dai pe tine însuți. Iisuse, tu n-ai voie să fii apărat de o legiune de îngeri, Iisuse, prin vocea unui cocoș, ai adus la pocăință pe ucenicul tău Petru, care se lepădase de tine. Iisuse, niciun răspuns nu ai dat lui Caiafa și lui Pilat, care fără discernământ te judeca. Iisuse, pe cruce te-ai rugat Tatălui tău să ierte pe cei ce te răstigneau. Iisuse, în milostivirea ta, tu ai făcut pe ucenicul tău cel iubit fiu al Maicii tale. Iisuse, Dumnezeu inimii mele, vino și te unește cu mine. Iisuse, Dumnezeu inimii mele, vino și te unește cu mine în veci. Iuda, cu o sărutare vins pe Fiul omului, așa cu amărăciune l-a întrebat pe ucenicul cel necredincios, când a sosit cu o cohortă în grădina Ghetsimani, căutând să te trădeze cu un sărut. Cu toate acestea, sufletul era împietrit de răutate și nu s-a cutremurat. La acest cuvânt, de aceea, cunoscând nestatornicia voinței mele,
mă spăimântesc să nu-ți dau și eu într-o zi nerecunoscătoare, sărutare ca și Iuda. Însuți, Doamne, întărește-mă cu harul Tău ca să strig cu tălharul cel bun. Aliluia! Aliluia! Ca tot să fie una după cum Tu, Părinte, întru mine și eu întru Tine, așa și aceștia să fie una, ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Aceste cuvinte le-ai spus la ultima Ta rugăciune către Tatăl. Ascultând prea dulcele Tău glas, pentru aceasta rugăciunea Ta îndrăznesc să mă apropii strigând cu credință. Iisuse, Tu Cel ce pe toate le unești, unește-ne și pe noi cu Tine și cu Tatăl. Iisuse, Cel ce pe toți îi împaci, dă-ne și noi să fim cu toți în credință și dragoste pentru Tine. Iisuse, Cel ce nu ras certuri și despărțiri, îndepărtează toată erezia și schisma necurată. Iisuse, Cel ce pe toți îi iubești și pe toți îi miluiești, strânge într-o singură turmă oile rătăcite. Iisuse, Cel ce tuturor pace le dăruiești, potolește invidia și împotrivirea dintre cei ce cheamă numele Tău. Iisuse, Cel ce îmi dai spre împătășire însuși trupul Tău și însuși scump sângele Tău, bă, să fiu cu adevărat din trupul Tău și sânge din sângele Tău. Iisuse, Dumnezeu inimii mele, vino și Te unește cu mine în veci. Iisuse, Dumnezeu inimii mele, vino și Te unește cu mine în veci. La nunta din Cana Galilei, prefăcând apa în vin, ai arătat primul semn al puterii Tale dumnezeiești și ultima minune a iubirii Tale, omire al sufletelor noastre. Ai făcut-o înainte de a Te lăsa răstignit. Pentru cei ce cred în Tine, prefăcând pâinea în trupul Tău și vinul în sângele Tău, iar eu, Cel ce mă hrănesc acum cu ele, primesc viață veșnică și mulțumindu-ți stric Ție cântarea. Aliluia! Aliluia! În ziua învierii Tale, mergând spre Emaus ca un simplu călător, împreună cu doi ucenici ai Tăi, îi învățai despre taina patimilor Tale. Ochii lor erau ținuți ca să nu Te recunoască, dar inimile lor ardeau în ei când ne vorbeai pe cale. Iar când la rugămintea lor struitoare intra cu ei la masă, ai luat pâinea și binecuvântând le-ai dat și îndeată le-ai deschis ochii și Te-au recunoscut. Asemenea acestor ucenici, cu smerenie îndrăznesc să înalți vocea mea către Tine. Iisuse, de lungă răbdarea Ta m-a mântuit, nu mă
lăsa singur pe calea vieții, pentru că sunt nepriceput și zăbavnic în credință. Iisuse, învață-mă și pe mine să înțeleg profețiile cele despre tine și taina unirilor cu tine cea dătătoare de har. Iisuse, încălzește și aprinde inima mea cea rece, cum ai făcut cu cei doi ucenici. Iisuse, prea bunule, rămâi cu mine, că este speciară și ziua vieții mele este pe sfârșite. Iisuse, dăruiește-mi să te cunosc adevărat în taina potirului și a pâinii ce se frânge astăzi. Iisuse, fă ca și eu, cunoscând puterea iubirii tale, să o propovăduiesc fraților mei. Iisuse, Dumnezeu inimii mele, vino și te unește cu mine, vezi. Iisuse, Dumnezeu inimii mele, vino și te unește cu mine, vezi. Mâncare din pomul mana cea ascunsă ai făgăduit celui ce va birui, pentru aceasta hrană din cer să-mi fie și mie ca pregătire pe pământ. Împărtășirea sfintelor tale taine, de care eu nevrednic mă apropii și stricție. Aliluia! Aceste cuvinte îi provăduiește Sfântul Apostol Pavel, care a fărăpit până la cer pe cei care vor să se apropie de Sfânta Împărtășanie. Pentru aceasta, deși sunt nevrednic, dar ca să nu rămân departe prea multă vreme de împărtășirea ta, și să fiu prins de lucru cel înțelegător, vin la tine și mă rog, Iisuse, primește-mă precum ai primit pe vameșul, pe femeia cea păcătoasă și pe tâlharul. Iisuse, nu te scârbi să intri sub acoperământul sufletului meu. Iisuse, deschide ochii sufletului meu, m-ai deschis pe celui ordin naștere. Iisuse, spune și mie, cum i-ai spus slăbănogului, ridică-te și umblă. Iisuse, oprește izvorul poftelor mele, cele necurate din sufletul și trupul meu. Cum ai vindecat femeia cea cu scurgere de sânge. Iisuse, tămăduiește lepra și-a cugetului meu, cum ai tămăduit pe cei 10 leproși. Iisuse, Dumnezeu inimii mele, vino și te unește cu mine în veci. Iisuse, Dumnezeu inimii mele, vino și te unește cu mine în veci. Din cauza diavolului, care a vorbit din gura șarpelui, prin mâncare din pomul oprit, tot neamul omenesc a pierdut raiul și s-a dat morții, dar mâncând prea curat trupul tău și bând prea scump sângele tău, toți oamenii de pe pământ se venicesc iarăși de viața cea veșnică, recupătându-și moștenirea cea din tâi, leac împotriva veninului șarpelui și sămânța nemuririi. Este împărtășirea sfințelor tale taine, cele de viață făcătoare. Pentru aceasta cu mulțumire,
Aleluia! Aleluia! Înaintea putirului cu sfintele tale taine stau și de gândurile mele rele nu mă depărtesc, numai cu harul tău, cel atotputernic, să mă mângâie și cu îndurările tale. Dă-mi-e îndrăznire să mă apropii de tine, pentru aceasta căzând la dâncul milostivirii tale. Strică-te tine așa, Iisuse, Cel ce chem pe cei osteniți și împovărați, primește-mă și pe mine, cel strivit de neliniștea lumii. Iisuse, Cel ce ai venit să chem la pocăință, nu pe cei drept, ci pe cei păcătoși, izbăvește-mă pe mine de păcate și de patimile mele. Iisuse, Cel ce tămăduiești toată boala și neputința, tămăduiești rănile sufletului meu. Iisuse, Cel ce saturi pe cei flămânzi, rănește-mă și pe mine cu trupul și sângele tău. Iisuse, Cel ce înviezi pe cei morți, înviază-mă și pe mine cel omorât păcatele mele. Iisuse, biruitorul iadului, scoate-mă din stăpânirea celui rău. Iisuse, Dumnezeul inimii mele, vino și te unește cu mine în veci. Iisuse, Dumnezeu inimii mele, vino și te unește cu mine în veci. O prea dulce Iisuse, dăruitorul tuturor bunătăților, ca odinioară mana cea din cer, cobori ca să dai hrană sufletelor și trupurilor noastre în tainele prea curatului tău trup și a prea sfântului tău sânge. Învrednicește-mă și pe mine ca folosându-mă să mă împărtășesc cu sfintele tale taine, ca să fiu tămăduit, desăvârșit, sfințit și dumnezeit prin tine în vecii vecilor. Mulțumire, să stric aleluia, 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 aleluia. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește, o hrană cerească, când va veni ceasul în care mă voi jertfi ție cu ardere de tot, nu cu alt foc, ci cu cel al dragostei tale, Iisuse. Când, o nezidită dragoste, o pâine a vieții, când voi trăi numai cu tine, pentru tine și în tine? O, Doamne, când, o viața mea frumoasă, dulce și veșnică, o mană cerească, când mă voi dezgusta de orice altă mâncare pământească și voi dori a mă hrăni numai cu tine? Când va fi aceasta, o dulceața mea, când o singură a mea bunătate? O, Doamne al meu, prea iubite și atotputernice, liberează-mi inima mea ticăloasă de orice patimă prihănitoare, împodobește cu sfintele tale virtuți pentru a face tot lucru plăcut. Într-o acest fel îmi voi deschide inima, te voi chema și te voi sili, dulceață, să intri acolo, Iisuse, Domnul meu, și vei lucra înăuntrul meu acele fapte care sunt ție totdeauna bine plăcute. Amin. Când mă gândesc la mărirea ta și la nimicnicia mea, mă cutremur și mă spăimântesc, că de nu mă voi apropia de tine, fug de viață, iar de mă voi apropia cu nevrednicie, vine peste mine mânia ta. Deci ce să fac, Dumnezeule, îndrumătorule și povățuitorul meu? Alt mijlocitor a tuturor nevoi nu am.
arată-mi calea cea dreaptă, învață-mă să mă pregătesc pentru Sfânta Împărtășanie, învață-mă să o fac cu evlavie și cu cinste, să-mi pregătesc inima ca să primesc cu folos taina Ta și să slăvesc Sfântă Jertfa Ta în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.